Bună ziua și bun găsit tuturor la o nouă întâlnire pe ulița Copilăriei. Sunt Maria Ungureanu și vă invit să discutăm astăzi despre sănătatea copiilor noștri. Cum îi obișnuim să mănânce sănătos? Cum îi convingem atunci când este nevoie să facă mișcare? Iată câteva întrebări la care vom încerca să răspundem împreună cu invitații noștri. Cei care vor da startul în marșul nostru pentru sănătate sunt, așa cum v-am obișnuit din edițiile anterioare, copiii din trupa Licuricii. Vă reamintim că ei sunt înscriși aici, în cadrul Centrului Educațional Medeia, la unul dintre programele pentru preșcolari sau școlari și împreună cu doamna educatoare Aliona Gâtlan au pregătit un moment menit să ne introducă în tematica ediției de astăzi. Să-i urmărim! Iată-ne în grădina de legume. Dragilor, ce facem noi aici? Noi culegem legume. Ce facem cu legumele? Le mâncăm. De ce mâncăm legume? Ca să creștem mari și sănătoși. Dar vouă vă plac legumele? Da! Am auzit, Alessio, mi-a spus mie cineva că ție îți plac tare mult legumele, e adevărat? Da. Care legume îți plac? Toate sau ai una preferată? Toate. Și tu știi și o poezie despre toate legumele care îți plac ție? Ne-o spui și nouă? Da. Te ascultăm. Tare îmi plac legumele, la toate le știu numele. Ce-mi dau ele e o avere, vitamine și putere. Castraveți, roșii, ardei, ceapă verde dacă vrei.
ridic morcov și spanac, cartofi, vază, toate îmi plac. Văd că purtați astăzi o ținută specială. Ce fel de uniforme aveți astăzi? Avem șorțulețe și baticuțe. De? De bucătărese și de bucătari. Am înțeles, voi ați venit aici ca să jucați fotbal ca bucătarii astăzi, așa este? Nu! Păi cum, bucătarii nu joacă fotbal? Nu! Nu joacă fotbal bucătarii, dar ce fac, Nicolae? Explică-ne tu că eu nu știu. Fac doar gătesc. Ce fac? Gătesc? Gătesc. Înseamnă că voi, dacă purtați astăzi uniforme de bucătari, veți găti. Așa este? Da! Și ce veți găti astăzi? Salate. Salată. Veți găti salate. Voi singuri sau veți fi ajutați de cineva? O să fim ajutați. O să fim ajutați. Cine este ajutorul vostru? Ne-l prezentați? Da? Haideți să ne apropiem de locul în care voi veți pregăti salatele și să facem cunoștință cu ajutoarele voastre. Bună ziua! Cine sunteți și de ce ați venit astăzi la noi? Bună ziua! Mă numesc Ionuț Bucnici și am venit astăzi aici la dumneavoastră ca să ajut copiii să facă o salată de legume. O salată de legume veți pregăti astăzi. Iată, am aflat de la ajutorul vostru. Îi vom spune Ionuț, da? Haideți să vedem dacă recunoașteți legumele pe care le aveți pe masă, pe care le veți folosi pentru salată. Avem salată. Salată verde. Așa. Ce mai avem? Ce mai avem? Ce alte legume mai sunt pe masă? Roșii. Roșii? Roșii avem. Maria, ce mai avem pe masă? Castraveți. Castraveți și? Porumb. Și boabe de porumb. Ia să vedem. Voi aveți alte legume aici sau aceleași? Avem roșii. Și mai ce? Avem morcov. Avem morcov. Morcovul este o legumă foarte, foarte sănătoasă, din câte știu eu. Și fetița care preferă să mănânce foarte mult morcovior este Maria. E adevărat, Maria, că ți-ți place morcovul? Da. De ce ți place? Fiindcă îmi dă multă putere. Îți dă multă putere, este foarte adevărat. Dar tu ai învățat pentru astăzi și o poezie despre morcovel? Da. Morcovelul cu codița a ieșit din grădiniță, l-a luat bunica să facă ciorbița. Toc, 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 ciorbița e pe foc. Hai copii la masă, ciorbița e gustoasă. Ei, până vom putea să invităm prietenii și musafirii noștri astăzi la masă, voi trebuie mai întâi să gătiți. Eu vă urez spor la lucru, am să vă rog să fiți foarte atenți la indicațiile pe care vi le va da Ionuț și Ioana, asistenta noastră, iar pentru ca voi să aveți spor la muncă, am să o invit alături de mine pe invitata care ne va bucura cu muzică de calitate. Este vorba despre Iulia Doroagă, elevă la școala Iordache Canta Cuzino, Pașcani. Bine ai venit, Iulia! Voi cânta micul meu univers. Un succes, te ascultăm! Eu adio am spus copilăriei și-n pod păpușile le-am pus. Primăveri las în urma mea universul de ieri. Micul meu univers ai plecat și într-o lume de nor am intrat. Viclene priviri, dureri și iluzii în vânt am adunat.
micul meu univers de copil, risipit ca un abur fragil, dar oază de vis rămâi în al timpului mers, micul meu univers. Mă întreb ce ne-ar opri să fim buni într-o zi, micul meu univers ai plecat și într-o lume de nor am intrat, viclene priviri, dureri și iluzii în vânt am adunat, micul meu univers de copil, risipit ca un abur fragil, dar oază de vis rămâi în al timpului mers, micul meu univers. Dar oază de vis rămâi în al timpului mers, micul meu univers, tu te-ai oprit din mers, micul meu univers. Micul univers al copilăriei este unul minunat atâta timp cât ne bucurăm de sănătate. Pentru a fi sănătoși, pentru a crește armonios, copiii au nevoie de alimentație sănătoasă și de mișcare. Însă ce ne facem atunci când ei refuză consumul legumelor, al fructelor, al mâncărurilor sănătoase sau refuză mișcarea? La aceste întrebări vom încerca să răspundem astăzi împreună cu invitata mea. Este vorba despre doamna Claudia Radu, psiholog școlar la Școala Iordache Catacuzino din Pașcani. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Cu mare drag și vă felicit pentru tema aleasă, pentru că, într-adevăr, este o temă de mare actualitate în zilele noastre, când vedem că, în general, cazurile de obezitate în rândul copiilor sunt din ce în ce mai multe. Mulțumim! Ne dorim să venim în întâmpinarea, de ce nu, a nevoilor unora dintre părinți care se confruntă cu această problemă, dar datorită factorului afectiv nu pot lua măsurile necesare în așa fel încât să diminueze acest comportament înclinat către consumul de alimente mai puțin sănătoase. Doamna Radu, în condițiile în care astăzi toate magazinele sunt pline de produse fast food, de dulciuri, ce putem face noi ca părinți pentru a informa pe copiii noștri în sensul alimentației sănătoase? Din păcate, această explozie de alimente nesănătoase sau mai puțin sănătoase este folosită de multe ori o scuză de părinți pentru a ceda micilor șantajiști care sunt copiii. Este foarte, foarte, foarte ușor să avem o alimentație sănătoasă și să imprimăm acest lucru și copiilor noștri. Dacă acasă obiceiurile alimentare sunt sănătoase, și când spun obiceiuri alimentare, nu mă gândesc doar la a mânca sănătos, ci la a avea o rutină sănătoasă de masă, la a servi masa împreună cu toții în familie, la a transforma momentele în care luăm masa, indiferent că vorbim de micul dejun, de prânz sau de cină, în momente plăcute, în momente în care să ne întâlnim, în care să împărtășim planurile de peste zi, gândurile, dorințele pe care le avem. Este foarte simplu, depinde foarte, foarte mult de noi, de părinți. Însă, un număr destul de mare de copii, pe unii i-am întâlnit chiar eu, îi cunosc, refuză, de exemplu, consumul legumelor. Pot părinții singuri rezolva acest lucru sau este nevoie de psiholog?
de specialist pentru a remedia această problemă? Intervenția psihologului este binevenită în momentul în care vorbim de o consiliere parentală. Pentru că la momentul în care copiii refuză să mănânce un anumit aliment, fie că e vorba de legumă, de fruct sau chiar ouă, carne, pește, orice fel de aliment, sunt prea mici, ei sunt la o vârstă prea mică pentru a fi consiliați și atunci psihologul intervine pentru a consilia părintele în așa fel încât acesta să aibă deprinderile necesare de a veni în ajutorul copilului din punct de vedere. Iar consilierea psihologului constă în oferirea unor măsuri practice, adică părinții sunt învățați exact ce trebuie să facă pentru a remedia această problemă a copilului? Părinții sunt învățați toate trucurile necesare pentru acest lucru, sigur. Putem da câteva exemple pentru cei care ne urmăresc în momentul de față? Da, păi, tocmai pentru că ați spus despre refuzul copiilor de a consuma anumite alimente. Ultimele studii au demonstrat faptul că există o componentă genetică când vorbim de aversitatea de anumite alimente, dar depinde foarte mult și de factorii externi, de factorii de mediu. Și așa cum părinții, din păcate, nu pot interveni asupra acestei componente genetice, cu siguranță pot controla factorii de mediu. Și când spun factori de mediu, mă gândesc la o varietate de cauze care au dus la acest refuz al copiilor de a mânca alimente. Una dintre aceste cauze este faptul că părinții, din păcate, nu îi lasă pe copii să experimenteze procesul alimentării foarte de timpuriu. Găsind ca scuză, nu știu, motivul că se murdăresc, că varsă mâncarea, că vor sparge vesela și așa mai departe. Sunt doar scuze. Trebuie lăsați copiii să experimenteze de la un an, de la un an și jumătate, așa împreună cu restul familiei, cu membrii familiei și chiar dacă se murdăresc, chiar dacă se întâmplă mici accidente, ei trebuie să experimenteze aceste deprinderi. Ăsta ar fi un prim truc. Al doilea truc constă în faptul că întotdeauna când stabilim un meniu, trebuie și copilul întrebat, da? Îl întrebăm, tu ce ai vrea să mănânci astăzi? Și atâta timp cât el contribuie la aceste idei, cu siguranță va consuma alimentul respectiv. Un alt truc, nu știu, mă gândesc la faptul că, așa cum ați procedat dumneavoastră puțin mai devreme, dacă copiii sunt implicați în procesul pregătirii mâncării, nu știu, chiar să spele un morcov, să dea o bucățică de țelină pe răzătoare, să taie cât poate, în măsura în care poate el, o feliuță de măr, cu siguranță acel aliment, acea mâncare, acel preparat va fi consumat cu mult mai mult drag de către copii, pentru că știu că este produsul muncii lor. Și ar fi multe, multe de spus, dar contează foarte mult și modul în care părinții alcătuiesc lista cu alimente, pentru că, la fel, vorbind de această aversitate față de alimente, mă gândesc că dacă părinții, în momentul în care merg la cumpărături, au pe listă doar alimente sănătoase și dacă în frigider sau în dulăpioare copiii găsesc doar alimente sănătoase, normal că ei nu vor cere alt fel de alimente. Deci totul pleacă de la obișnuință. Trucurile pe care le-ați prezentat mai devreme, cu siguranță ele sunt generale, ca să spunem așa, însă cu siguranță consilierea părinților se face în funcție de mica problemuță pe care o are copilul respectiv. Nu se pot aplica tuturor copiilor aceleași măsuri. O altă preocupare care s-a constatat în ultima perioadă, în rândul copiilor, alături de obiceiul acesta de a consuma mâncăruri mai puțin sănătoase doar pentru faptul că arată foarte bine sau pentru că sunt tentante ca gust, este preferința pentru jocurile pe calculator. Din cauza cărora s-a făcut prezent un alt fenomen în rândul copiilor și anume sedentarismul. Asociat alimentației mai puțin sănătoase, repercursiunea este, bineînțeles, la nivelul sănătății. Cum putem proceda în momentul în care copilul a devenit, ca să spunem așa, ușor dependent de această activitate pentru a-i diminua interesul? În primul rând, o greșeală pe care o fac majoritatea părinților e aceea că așează calculatorul sau televizorul în camera copilului.
Nu ar trebui să existe în camera copilului nici televizor și nici calculator. Acestea trebuie puse într-o cameră în care au acces toți membrii familiei, într-un living, într-o sufragerie. În momentul în care copilul este la calculator sau la televizor, el știe că este urmărit în mod indirect și de mama sau de tatăl său. Trebuie restricționat timpul petrecut la televizor sau la calculator. Vorbesc în egală măsură și de televizor și de calculator, pentru că efectele sunt aproximativ aceleași, efectele nocive. Să vă împărtășesc așa opinia psihologilor. Cel mult o oră pe zi ar trebui să stea copiii la calculator sau la televizor. Și am mai spus-o și altă dată, această oră trebuie negociată cu ei, nici de cum nu le impunem lor. Îi întrebăm când dorești să stai la calculator, dorești să stai dimineață sau după amiaza, după ce îți faci temele sau când vii de la școală. Atâta timp cât este un proces de negociere, niciodată copilul nu va avea curajul să dea înapoi. Da? Și în momentul în care încalcă o regulă, trebuie să-i prezentăm și o consecință logică. Ce se întâmplă dacă depășești timpul? Ce se întâmplă dacă mănânci în fața calculatorului? Pentru că acum ajungem la o altă problemă, așa cum ați spus și dumneavoastră, aceea a mâncatului în fața televizorului și a calculatorului. Tot studiile științifice au demonstrat faptul că avem tendința de a mânca cu 30% mai mult atunci când mâncăm în fața micului ecran decât dacă mâncăm la masă în bucătărie. Și mă întorc la acele obiceiuri sănătoase înrădăcinate încă de timpuriu în personalitatea copilului. Dacă de mici copiii sunt învățați să stea în fața calculatorului, cu siguranță în momentul în care vor ajunge mari nu vom mai avea niciun fel de putere asupra lor de a le restricționa accesul la aceste mijloace. În schimb, dacă de mici sunt învățați să stea, așa cum am spus mai devreme, la masa din bucătărie cu toți membrii familiei și să se bucure de momentul propriu-zis al mesei împreună cu toți, cu siguranță nu își va dori să ia masa de unul singur, retras, într-o lume virtuală care nici măcar nu-i aparține. Despre efectele jocului virtual, care sunt cu siguranță negative, cea mai mare parte dintre ele. Vom continua discuția. Acum încercăm să oferim o încurajare, ca să spunem așa, copiilor din fața micilor ecrane, în sensul participării și desfășurării a cât mai multor acțiuni de mișcare. Revenim la efectele negative ale jocului virtual și când spun efecte negative, am să vă rog să le aveți în vedere atât pe cele fizice,
afecțiunile de sănătate, cât și pe cele psihice, pentru că sunt și trebuie să discutăm despre ele. Sunt foarte multe și să începem mai întâi cu cele fizice. Dacă ne gândim în primul rând la poziția deficitară pe care copilul o are atunci când stă la calculator, mai ales când stă multe ore la calculator, nu mai are poziția corectă, aceea pe care învățătorul la școală încerca să ne o corecteze când eram în clasele primare, din păcate vor apărea mai târziu deformări de coloană, dureri de mușchi, dureri musculare și, ca să continuăm de aici, să facem trecerea către cele psihice, dureri de cap. La un moment dat, după mai multe ore, în special după 2 ore de stat în fața ecranului, dacă suntem atenți la copii, vom observa că încep să clipească foarte des, strâng ochișorii. Asta înseamnă că deja creierul este obosit și ochii de asemenea. Apropo de efectele psihologice nocive, aici sunt foarte multe de spus. În primul rând, acestea sunt determinate de natura jocurilor pe care copilul le inițiază acolo pe calculator. Și mulți părinți, dacă au fost atenți la ceea ce joacă copiii lor, au observat faptul că acestea sunt foarte violente. Și atunci, clar, prima consecință este aceea a unui copil care va dobândi în timp un temperament violent. Apoi, bineînțeles, acel deficit de atenție, și aici vreau să fac o paranteză și să precizez faptul că foarte mulți copii lăsați de la vârsta de 3-4 ani în fața calculatorului vor dezvolta acest deficit de atenție, care mai târziu va fi tradus în clasele primare prin acel ADHD, de care se plâng foarte mulți învățători și părinți de asemenea. Ei, este cam greu în momentul în care suntem diagnosticați cu ADHD în mod oficial să mai corectăm foarte multe lucruri și atunci e bine să mergem mai ales pe ideea de prevenție. Bineînțeles, în afară de aceste două aspecte, ar mai fi și o slabă capacitate de concentrare. Memoria deja are foarte mult de suferit și este demonstrat faptul că untele cerebrale sunt foarte mult modificate în momentul în care suntem cu ochii în micile ecrane, fie calculator, fie televizor. Iată deci că în momentul în care părinții au o informare corectă asupra tuturor acestor aspecte, vor ști cu siguranță să ia măsurile cele mai bune pentru proprii copii. Din păcate, am observat în comportamentul copiilor, cel mai des se întâmplă că atunci când încercăm să diminuăm timpul pe care îl petrece la calculator, manifestarea lor este adesea una violentă. Ce trebuie să facă părintele care este pus în fața unui asemenea comportament pentru a nu produce o traumă copilului? Da, această manifestare violentă este cauzată de două motive. În primul rând, din cauza faptului că părintele, din păcate, nu mai oferă în ziua de astăzi timp de calitate copilului, pentru că asta în aceeași cameră cu copilașul nostru nu înseamnă și timp de calitate. Timp de calitate înseamnă să facem activități împreună, să petrecem timp liber împreună, să mergem împreună la o plimbare, chiar dacă aceasta durează o jumătate de oră, o oră, să jucăm jocuri, să stăm de vorbă, da, ne așezăm pe canapea eu și copilul și mă uit în ochii lui și sunt atentă la ceea ce îmi spune și sunt receptivă la nevoile și la dorințele lui. Din păcate, din cauza vieții agitate pe care tot mai mulți dintre noi o avem, acest timp de calitate, privăm copilul de acest timp și atunci el se refugiază acolo. Al doilea motiv ar fi acela că el nu are alte alternative de petrecere a timpului liber, pentru că așa a fost învățat de mic, a fost lăsat în fața calculatorului, astfel încât în momentul de față lumea lui este doar acolo, el nu găsește alte alternative de petrecere a timpului liber. Astfel încât, pentru a preveni acele manifestări violente, putem acționa în aceste două moduri. În primul rând, petrecem noi timp cu el. În al doilea rând, îi oferim noi alternative ca părinți. Da, uite, în loc să stai la calculator, ai putea să faci altceva, nu știu, hai să mă ajuți la gătit, apropo de alimentația sănătoasă, hai să mă ajuți la făcut curățenie, să facem curățenie în dulăpioare, să ne așezăm hăinuțele, sau pentru copiii mai mici și scoatem la imprimantă tot felul de imagini și cu obiecte din natură, cu fasole, cu orez, construim imagini, lipim pe un ursuleț fasolele și ne iese acolo o imagine extraordinară, sau cu plastilină, cu ce avem la îndemână în casă, oferim alternative. Încă o soluție ar fi aceea a negocierii, așa cum am spus mai devreme. Dacă de la bun început negociem cu copilul timpul pe care urmează să-l petreacă în fața ecranului, cu siguranță aceste manifestări violente vor fi evitate.
Am înțeles. Sfaturile dumneavoastră sunt, de-a dreptul, extrem de prețioase pentru toți părinții care ne urmăresc în momentul de față. Am să revin puțin la tema despre alimentația mai puțin sănătoasă, pentru că mi-a venit în minte această întrebare. Este absolut obligatoriu să interzicem copiilor consumul de produse fast food? Da, nu este obligatoriu să interzicem consumul acestor alimente și vă spun de ce, pentru că așa cum știm cu toții, în momentul în care interzicem un aliment, în momentul în care interzicem orice unui copil, acel ceva devine foarte tentant și dorința de a ajunge și de a atinge cevaul acela este foarte mare, astfel încât nu vom mai avea la un moment dat control. Astfel încât ce trebuie să facem? Trebuie să împărțim alimentele pe care le consumăm în două categorii. O categorie este aceea alimentelor pe care trebuie să le consumăm zi de zi și aici includem toate alimentele sănătoase, iar a doua categorie ar fi aceea alimentelor consumate din când în când. Și atunci putem să introducem produsele de tip junk food, da, sau fast food la această categorie din când în când și să o oferim eventual ca o recompensă pentru anumite activități, dar copilul trebuie să știe că face parte din a doua categorie și trebuie în același timp să-i explicăm de ce, ca el să înțeleagă, nu doar nu ai voie că nu e sănătos, pentru că el nu știe ce înseamnă nu e sănătos. Trebuie să-i prezentăm toate consecințele consumului acestor alimente și în momentul în care vorbim pe limba lui și îl facem să înțeleagă aceste lucruri, va lua și el o decizie responsabilă de a consuma doar din când în când acele alimente. Sigur că aceste obișnuințe sănătoase formate în familie, la vârstele foarte fragede, se continuă în școală. Mediul școlar își pune de asemenea amprenta asupra comportamentelor privind alimentația sănătoasă, cu atât mai mult cu cât în mediul școlar copiii vin în contact cu un număr mai mare de informații, am putea spune, legat de ingredientele care se folosesc în prepararea astfel de alimente, de modul de procesare și așa mai departe. Pentru că veni vorba despre mediul școlar, vă invit ca mai departe să o urmărim pe Ioana, care vine cu vești noi, informații proaspete din mediul școlar pășcănean. Astăzi vă voi vorbi despre patru proiecte extrașcolare care sunt în derulare la școala Iordache Cantacuzino din Pașcani. Trebuie să menționez din capul locului că aceste proiecte au devenit în timp o tradiție a școlii. Primul proiect pe care vi-l prezint este Ecoșcoala, coordonat de profesor Liliana Ștefănescu, iar obiectivele sunt acestea: realizarea unui ambient plăcut, sănătos de muncă și activitate în școală, familie și comunitate. Antrenarea tuturor colectivelor școlare, a cadrelor didactice, a personalului nedidactic, în efortul colectiv de reducere a consumului energetic, al apei și al păstrării curățeniei în spații școlare, baza sportivă și spații verzi. Acțiunile de ecologizare a zonelor adiacente școlii, de colectarea deșeurilor de hârtie și cartoane reciclabile s-au bucurat de un real interes din partea elevilor, cadrelor didactice, părinților și a comunității locale. Dovada sunt deșeurile predate la centrul de colectare în cei aproape 6 ani de activitate în program. De păstrarea evidenței s-a preocupat în principal coordonatorul de program în anii precedenți, profesor Vicovanu Mihai, ajutat de profesoara Blândă Mirela și Vântur Eugenia și în anul 2011-2012 profesoara Zănet Elena. Implantarea programului Ecoșcoala are efecte pozitive asupra elevilor, contribuie la ridicarea nivelului de cunoaștere, înțelegerea fenomenelor naturale, repercusiunile negative asupra mediului și implicit asupra sănătății noastre. O invit acum pe eleva de la școala Iordache Cantacuzino, Iulia, să vină lângă mine și să ne ofere un moment foarte plăcut. Dacă orele existet, d'autres façons de s'occuper, quelques éclats de verre auraient peut-être nous aider. Dans ce silence, mais j'ai décidé de pardonner.
les heures qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille est moi souvent réclamée. Presque comme une mère, tu m'es bordonné, protégé. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mon rêve, je vais crier, je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star du cinéma. Je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme un rat, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, la petite fille, ne souris tous mes secrets. Même si d'un seul un frère est le gardien inavoué. Dans ce jour de pierre, Satan nous regardait danser. Je t'envolis la guerre, de corps qui s'efface la paix. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star du cinéma. Je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Je t'aime, je t'aime. Comme une star du cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça. Spectacolele de caritate, dobândindu-i dăruiri și lumina unui zâmbet, a devenit o tradiție ca de Sfintele Sărbători Pascale, elevii școlii Ordache Cantacuzino să organizeze un spectacol de binefacere pentru a ajuta pe colegii lor cu o situație materială precară. Aceștia s-au mobilizat și au organizat mai multe momente artistice pentru a aduce un zâmbet pe chipul elevilor defavorizați. Este o manifestare foarte frumoasă dedicată sărbătorilor pascale, prin care se strânge o sumă de bani pentru copiii care au nevoie de un zâmbet. Acest spectacol de caritate are o tradiție mai veche în școală. De fiecare dată s-a desfășurat la Casa de Cultură, au participat copiii din toată școala. Programul durează aproximativ 2 ore, timp în care se cântă, se recită, se interpretează mici piese de teatru. Sunt momente vesele și se dansează mult. Ultima parte a spectacolului e dedicată sărbătorilor pascale. Banii strânși au fost împărțiți copiilor care au avut mari probleme financiare acasă. Deopotrivă, copiii și cadrele didactice se bucură atunci când, din activitatea lor, reușesc să lumineze chipurilor unor părinți foarte îngrijorați și ai unor bunici cu posibilități materiale foarte reduse.
De asemenea, în prag de sărbători de iarnă, atunci când se dă startul la campaniile umanitare și când oamenii cu suflet mare organizează tot felul de spectacole și de acțiuni pentru copii care provin din familii nevoioase, elevii de la școala Iordache Cantacuzino se numără printre cei care vor să-i ajute pe Moș Crăciun. Doamna Radu, dumneavoastră sunteți prezentă astăzi la noi în emisiune, atât în calitate de psiholog școlar, dar și în calitate de consilier educativ al școlii Iordache Cantacuzino Pașcani. Am auzit mai devreme, în prezentarea Ioanei, informații despre câteva dintre minunatele activități extrașcolare pe care domnii și doamnele profesoare din cadrul unității dumneavoastră le desfășoară împreună cu elevii. Am cunoștință despre un proiect pe care îl coordonați dumneavoastră și care implică și participarea părinților. Ar fi bine să cunoaștem câteva amănunte despre acest proiect. Este un proiect foarte drag sufletului meu, un proiect care se numește Școala Părinților și pe care eu îl derulez în această unitate școlară chiar din momentul în care am ajuns eu acolo. Acest proiect a venit ca o nevoie, ca un răspuns la nevoile părinților, pentru că în momentul în care eu am ajuns în această școală, m-am confruntat cu o problemă, și anume aceea reticenței părinților de a-i lăsa pe copii să vină la psiholog. Încă exista acea idee preconcepută potrivit căreia psihologul sau psihiatrul este una și aceeași persoană, și din acest motiv justificarea părinților în momentul în care copiii nu erau lăsați să vină la cabinet era aceea că al meu copil e sănătos, nu e nebun, deci nu are nevoie de psiholog. Astfel încât m-am gândit că aceste activități cu părinții ar fi un bun prilej de a lămuri în primul rând statutul psihologului și în al doilea rând de a veni în sprijinul nevoilor reale ale lor. Vă dați seama că dacă la începutul acestei ateliere veneau poate 10 părinți, am ajuns ca în acest an școlar să avem ateliere de lucru organizate cu părinți, nu știu, cu grupe de părinți de câte 20-25 la un singur atelier. Practic este vorba despre afișarea la începutul fiecărui an școlar a unei liste cu anumite teme. Și am să enumer acum câteva, de exemplu, nu știu, problematica familiilor monoparentale sau problematica copiilor care au părinți plecați în străinătate și atunci părintele care este rămas acasă sau tutorele legal are nevoie de asemenea consiliere pentru a ști cum să vină în ajutorul copilului, pentru a suplini, practic, lipsa de afectivitate a părinților, pentru că știm cu toții că oricâtă dragoste le-am oferit, una este dragostea de mamă și de tată și cu totul alta dragostea de mătușă, bunică sau alte rude în grija cărora copiii rămân. Alte problematici ar fi anxietatea și cum tratăm această anxietate sau cum o putem preveni, pentru că vă spun că există un procentaj de 80% dintre copii care prezintă această tulburare. Sau, nu știu, rezolvarea, managementul conflictelor intrafamiliale. Sunt teme care sunt de un real interes și de actualitate. Părinții, practic, la începutul anului școlar se înscriu pe aceste ateliere în funcție de interesele pe care le au și vin la aceste activități cu mare drag, unde nu facem ședință cu părinții, nu vorbesc eu și ei ascultă, ci ne jucăm, lucrăm cot la cot cu copiii. În felul acesta și ei vor ști cu ce probleme se confruntă copiii și vor ști, așa cum am spus, să vină în întâmpinarea nevoilor lor. Participă la acest proiect doar părinții copiilor înscriși la școala Iordache Cantacuzino sau pot participa și părinții din afară care, iată, întâmpină diverse probleme și pot găsi soluții în cadrul activităților pe care le desfășurați? Da, la început au venit doar părinții copiilor. După 2 ani la acest atelier au început să vină și tații, pentru că ei erau mai reticenți, au început să vină și bunicii, și unchi, și mătuși, și rude în general, care au auzit de atelierele noastre. Din păcate, numărul este foarte mare și spațiul este foarte mic. Urmează pe viitor să desfășurăm aceste ateliere într-un spațiu mai mare, poate la Casa de Cultură, poate la primărie, undeva unde vom găsi spații adecvate și atunci voi invita pe toată lumea. Cred că ar fi foarte utile, suntem mulți
părinți care avem nevoie de astfel de sfaturi. Vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați adus. Vă mulțumim pentru sfaturile, mai ales, și pentru soluțiile pe care ni le-ați propus la problemele cu care ne întâmpinăm în formarea copiilor noștri. Și pentru că este prima lună a primăverii, ne-am gândit noi așa că ar fi potrivit să vă mânăm un mărțișor și pentru asta am să o rog pe Ioana să ni se alăture. Mulțumesc și eu și vreau să vă mulțumesc mult, Ioana, și vreau să vă doresc mult, mult succes în continuare și fie ca această emisiune să fie de bun augur și pe placul tuturor. Mulțumim tare mult și dumneavoastră felicitări pentru proiectele minunate pe care le propuneți și le desfășurați la Școala Iordache Cantacuzino. Este momentul să vă recompensăm pentru munca pe care ați depus-o. Eu am gustat din toate salatele voastre, sunt foarte gustoase, mi-am potolit și foamea între timp cât voi ne-ați prezentat momentele muzicale. Iar recompensele sunt oferite de librăria din strada Moldovei și constau în cărți de colorat și cărți de povești pe care acum Ioana vi le împarte. Vă mulțumesc și vă felicit pentru tot ce ați făcut astăzi. Mulțumim colaboratorilor noștri, alături de librăria de pe strada Moldovei, care au oferit cărțile pentru copii. Mulțumim de asemenea magazinului Ioana, care a asigurat vestimentația copiilor, magazinului Apartamentul pentru mobilier și magazinului Matex pentru ținuta mea din această ediție. Vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire din nou pe ulița Copilăriei, peste 2 săptămâni. Până atunci, vă invităm să vă alăturați nouă, celor care avem grijă de copilărie, și nu uitați să aveți grijă de sănătatea copiilor dumneavoastră.